toți că suntem că prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vă întreb, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, se referă la trecut? Nu spune dacă ați avut dragostea aia din tâi, dragostea din tâi la început și ați făcut toate lucrurile pentru mine, v-a plăcut să vă iubiți unii pe alții, ați fost bun, dar acum nu mai prea contează dacă sunteți bun. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea acum, dacă veți avea, este la timpul prezent, dragoste unii pentru alții și zic, Doamne ajută-ne. Pentru că dacă am avut un început bun în dragoste față de Dumnezeu și aproapele și momentan am ură, toată dragostea din trecut, tot trecutul meu, tot începutul meu, n-are nicio valoare. Pentru că dacă eu astăzi sunt faliment, Dumnezeu astăzi pe mine mă cântărește și zic, Doamne, ajută-ne ca dragostea din tâi să fie tot mai mare, să fie tot mai mare. Îmi place tot foarte mult Apostolul Pavel, care oarecum mustră în una dintre epistolele lui și spune, mă mir că încă vă mai săturăm sculatele duhovnicești. Adică eu vreau creștere. Dacă atunci, în trecut, ați avut o dragoste imensă față de mine, eu vreau acum una mai mare. Eu vreau să creșteți, să tindeți înspre desăvârșire. Și atunci când vom vedea pe Fiul față în față, vom fi ca El. Un lucru deosebit și zic, Doamne, ajută-mă. Un exemplu avem pe pagina Sfintei Scripturii în care Avram și Isaac, atunci când a fost Isaac cerut ca jertfă, m-a impresionat în mod deosebit Avram când se duce cu fiul lui și îi spune, dacă Domnul îmi cere, eu jertfesc pe singurul meu fiu. O dragoste în sacrificiu, în ascultare față de Dumnezeu. Dacă o să studiem bine, o să vedem că Isaac, acest tânăr, nu era un bebeluș. Pentru că Avram vine și pune lemnele pentru jertfă, îi le pune lui în spate. Îi pune focul în spate și îi spune, hai cu mine. Și au o conversație, au o discuție. Dacă o să studiem un pic bine, o să vedem că el avea chiar undeva înspre 18 ani, văzând anii lui Avram și făcând acolo în capul. Vedem că copilul acesta, nu era un tânărul acesta, nu era un copil, nu era un bebeluș Isaac. Putea să spună, tată, stai un pic că ceva nu mușcă bine. Adică, chiar o spus, zice, n-avem lemn, zice, avem lemne, dar n-avem verbei, unde ești el, fapt? Și a spus Avram, că se poarte Dumnezeu de grijă. Vedem acest Isaac care are un început deosebit. Sacrificiu spune, dacă așa spune tatăl meu, eu l-ascult. Însă vedem pe Isaac la bătrâneți, cu privirea încețoșată și dă binecuvântare pentru întâiul său născut, într-un mod superficial, într-un mod foarte ușor. Într-un mod foarte ușor, o meritare sau pentru că religiunea lui, pentru că la final de viață al lui Isaac, toată religiunea lui era una materială, una în care umplit de mâncare, pentru o mâncare de dreptul de întâi născut lui Iacov. Îmi place Iacov care are un început mediocru. Dintr-o minciună înșeală atât pe taicul său și și pe fratele său. Însă vedem că sfârșit de viață, finalul lui Iacov e deosebit atunci când se întâlnește cu Dumnezeu și zic, Doamne ajută-ne ca acum, astăzi, noi să avem o relație deosebită cu Tine. Doamne ajută-ne că noi vrem să avem dragoste și să te credem pe Tine pe cuvânt astăzi, pentru că ziua de mâine nu mai știm cui. Nu mai știm a cui o să fie. Dragostea, am spus că nu vine pur și simplu. Ea trebuie să fie întreținută, să fie un mod de viață. În ea nu este prefecătorie și este agentul credinței. Galaten 5:6. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au niciun preț. Ci credința care lucrează în dragoste. Vedem că această dragoste este agentul credinței și următorul domeniu în care funcționează acest principiu, că nu contează cum începi un lucru, ci contează foarte mult cum îl sfârșesc, este credința. Și credința care lucrează în dragoste. 1 Corinteni 16:13. Vegheați, fiți tari, fiți tari încredințați, fiți oameni,
întăriți-vă. Vegheați, fiți stari, fiți stari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Este o carte cu următorul titlu și e foarte. Pe mine m-a impresionat în mod special titlul și spune așa, dacă vrei să pășești pe apă, cu referire la Petru, dacă vrei să pășești pe apă, trebuie să te cobori din bani. Noi vrem să avem experiențe deosebite cu Dumnezeu, poate stând acasă, uitându-ne la televizor sau stând pe calculator sau făcând diverse activități. Dacă vrei să pășești pe apă, dacă vrei experiențe deosebite cu Dumnezeu, începe și tot primul pas. Iar credința presupune a merge pe locul, pe tărâmul în care n-ai mai fost niciodată. Pentru că de-aia e credință. Dacă Dumnezeu spune să faci următorul lucru, păi fă-l, că dacă... Deci dacă ți-ar spune să faci același lucru pe care l-ai mai făcut, asta nu mai necesită credință, pentru că tu îl știi, îl repezi doar. Însă un lucru pe care tu nu-l cunoști și ți-l cere Dumnezeu și tu mergi în ascultare de El, asta e credința adevărată și zic, Doamne ajută-ne! Acolo ne-ai trimis tu să fim gata să mergem oricând. Luca 18, cu o parte a doua versetului. Dar când va veni Fiul Omului, va mai găsi de credință pe pământ. Vedeți, puteam spune Domnul nostru Iisus Hristos, dacă acum am ucenici aceștia și ăștia au o credință deosebită, mie mi-e destul. Dar nu spune lucrul acesta și spune, oare voi mai găsi eu credință când voi veni pe pământ? Pentru că pe mine nu mă interesează cum ați început neapărat viața de credință. Pe mine mă interesează cum o sfârșit. Lucrează într-un mod deosebit Iisus. Adică se duce la niște pescari în faliment, o plasă ruptă de pești. Erau pescari de meserie. Ei s-au dus la un moment dat să-și drege mrejele. Deci erau pescari din lucrul acesta și își pideau existența. Iar plasele lor erau rupte. Și vine și spune, haide cu mine, hai după mine și o să te fac pescar de oameni. Nu e un lucru deosebit dintre niște oameni care nu erau prea bine văzuți, nu erau de vază în localitățile, în cetățile acelea și le fac și face pescar de oameni. Începuturi slabe, un simplu pescar și îl face pescar de oameni, un ucenic, un evanghelist. Lăudați să fie Domnul. La fel, pe noi, din oameni, ne dă statut de copii al Dumnezeu. E un lucru deosebit. Din oameni, din simpli oameni, pe noi ne face fi de Dumnezeu. E un lucru deosebit, lăudați să fie Domnul. Știm cu toți care este condiția mântuirii. Marcul 16 cu 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Întrebarea care îmi vine în minte este dacă am crezut acum 10 ani. Sau cum sunt alte locuri, să zic așa, fără să dau nume, să nu jignesc pe nimeni. Dacă au crezut nașii mei. Dacă crede preotul. Dacă crede tata și mama. Păi mai trebuie să cred și eu. Dacă am crezut și m-am botezat eu de 5 ani, mai trebuie să mai cred, să mai cred și eu? Ieri au fost 5 ani de când am făcut eu botezul aici, în Biserica din Antalya. Dacă eu am crezut acum 5 ani, trebuie să mai cred sau trebuie credința mea să fie mai mare decât acum 5 ani? Iacov, cu 17, tot așa și credința, dacă n-are fapte în ea însăși, este moartă. Avem îndemnul care îl dă Iisus, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Dacă ne gândim, tot așa un exemplu, să înțelegem mai bine, îl avem pe Samson, care încă din pântecele mamei lui era închinat lui Dumnezeu. Și la părinți li s-au dat niște indicații să nu consume nicio băutură, niciun alcool, să zic așa, nicio băutură amețitoare. Să dau tot felul de prescripții vis-a-vis de copilul acesta. Vedem că are un început deosebit. Să fie închinat lui Dumnezeu, să vorbească Dumnezeu încă înainte să te fi născut tu, să vorbească Dumnezeu de bine de tine. Însă vedem pe Samson, faptele lui, îl duc la finalul vieții lui, legat de un stâlp, orb și învârtea la râșnița vrăjmașului. Un început deosebit, însă finalul vieții lui Samson este unul dezastros. Finalul vieții lui Samson era orb, era batjocura vrăjmașilor lui. Era batjocura vrăjmașilor lui.